găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle, o ediție în care vom discuta despre educația copiilor din școli și în ce măsură se face ea, că știm adesea că de multe ori acea oră de dirigenție devine ora în care se mai face puțină matematică, ori poate de ce nu puțină limba română, oricum, în orice caz, nici urmă de dirigenție și de alte lucruri extra pe care copiii ar trebui să le învețe încă din clasele micuțe, ca să nu mai vorbim de adolescenți cărora ar trebui să li se explice câteva lucruri în ceea ce privește relațiile sexuale și așa mai departe. Acestea sunt lucrurile pe care le vom dezbate în această seară cu invitatea mea. Alături de mine este doamna Adriana Câmpeanu. Bună seara și bine ați venit în platoul Dodo TV. Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi, pentru că mie mi se pare o discuție foarte importantă asta, pentru că vorbim până la urmă de ai noștri copii, o discuție care aș vrea să treacă cumva de barierele astea formale, da, de doamnă directora unei instituții, vorbim de DGAS. Și aș vrea să vorbim la modul practic despre ceea ce se întâmplă în școlile noastre și despre cum ar trebui să fie, de fapt, această educație în școli. Știu că ați pornit numeroase programe în acest sens, iar copiii au început deja să învețe anumite lucruri care nu li se explică tot timpul. Aveți dreptate, anul acesta școlar, există un program pilot care se numește Acum pentru Sănătate. Este un parteneriat între Direcția Medico-Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Inspectoratul Școlar, în care ne propunem, cu ajutorul medicilor și asistentelor școlare, să ajungem mai aproape de copii și să avem activități legate de educația pentru sănătate. De ce educație pentru sănătate? Pentru că dacă în trecut aceasta se regăsea în programa școlară ca materie, la momentul acesta ea nu se mai regăsește și, așa cum bine spuneați, în orele de dirigenție se desfășoară poate alte activități, poate mai puțin despre sănătate. Și atunci am demarat acest proiect care, la momentul acesta, și-a propus să celebreze zile importante, să le marcheze prin activități de prevenție în școli. Până acum am avut Ziua Mondială a Sănătății Orale, Ziua Mondială de Prevenire a Tuberculozei, Ziua Mondială a Sănătății, urmează Săptămâna Vaccinării și tot așa până în luna iunie, inclusiv când se termină anul școlar. Și astfel, prin marcarea acestor evenimente în școli, se derulează diverse activități. Acum, ele sunt diferite, apropo de ce îmi spuneați, în funcție de categoria de vârstă a căreia ne adresăm, sunt anumite elemente care le transmitem de la ciclu primar până la liceu, diversificate. De la cei mici. De la cei mici. Câteva din activitățile pentru cei mici au fost să învățăm un periaj corect de Ziua Mondială a Sănătății Orale. Bun, de spălatul pe dințișori. Exact. Fiecare copil fiecărui copil i s-a explicat periajul corect, au exemplificat fiecare, dacă au fost mai micuți au desenat fiecare câte un dințișor, dacă au fost mai mari au existat chestionare care s-au aplicat în funcție de acesta, am văzut care au fost noțiunile pe care și le-au însușit sau nu. Au fost activități privind alimentația sănătoasă, nutriția sănătoasă, activități de prim ajutor, urmează activități privind conștientizarea importanței vaccinării, ziua antitutun la copiii mai mari și lecții de educație sexuală la copiii de liceu. Acestea sunt în mare temele principale pe care le vom aborda și le-am abordat. Bun, deci sunt făcute cumva pe categorii de anul acesta, spuneați că s-au început. Activitățile acestea au existat și înainte. Medicii și asistentele școlare au în fișa postului aceste ore de educație, însă anul acesta, ca noutate, am venit cu un program planificat pe activități pe care, într-un fel sau altul, le-am impus, ca să spun așa, sau le-am recomandat. Însă, în afara acestui program, se pot desfășura, fie la cererea diriginților, învățătorilor, orice altă activitate de educație pentru sănătate, pe orice altă temă. Cadrele medicale le stau la dispoziție.
Până acum câțiva ani, în cadrul școlii, altfel se mai derulau astfel de activități. Cred eu important să viziteze cabinetele școlare, să viziteze cabinetele stomatologice, cei mici de la grădiniță și ciclu primar, să se familiarizeze cu ce înseamnă o consultație, ce asta înseamnă vizita la medic. Asta spun că nu e suficient, practic, nu știu, o oră să vină cineva să ne explice, uite cum te periezi pe din sau uite ce trebuie să faci, uite că trebuie să te vaccinezi, că este important. Adică degeaba vine și spune cineva asta într-un an acum, odată. Ce să vă zic, aceasta este etapa care se adresează doar copiilor, însă toate aceste lucruri ar trebui un pic extinse. Și să lucrăm la educația părinților. Bun. Pentru că de cele mai multe ori școala nu poate suplini educația de acasă și atunci noi degeaba le explicăm ce înseamnă să mănânce fructe și legume dacă alimentația de acasă este bazată pe fast food sau pe alte tipuri de alimente, sucuri acidulate sau lucruri care nu sunt tocmai recomandate. Și atunci există o bătălie între ce facem acasă și ce facem la școală. Prin urmare, există prin strategia de sănătate, un document care a fost elaborat, educație pentru sănătate la mai multe nivele, la către mai multe categorii, și acestea se adresează tinerelor mame, gravidelor, grupurilor vulnerabile, persoanelor vârstnice, și atunci trebuie elaborate programe și proiecte care se adreseze tuturor categoriilor. Copiii fiind, să spunem, primul element cu care am început deja să lucrăm, având în vedere infrastructura deja existentă, adică cadrele medicale care deja se găsesc în școli. Deci cumva trebuie să conlucrăm cu cei sigur mici, da. Nici de cum să învețe singuri, nu știu, într-o oră la școală lucruri de genul ăsta, trebuie să venim. E aproape imposibil și v-am zis, există și acest conflict între ce îi se spune acasă și ce îi se spune la școală. Vorbim și de categoriile de copii, și de nivelul de trai, și de școala în care învață. Sunt mai mulți factori, exact, ce-i drept. Exact. De asta trebuie tot timpul să venim în sprijinul lor. Putem discuta sau putem pune diverse probleme și cu profesorii, învățătorii, diriginții? Sigur că da, învățătorii, profesorii și diriginții sunt partenerii noștri în acest proiect. Fără ei nu am avea acces, pentru că ei trebuie să ne creeze accesul la aceste ore. De cele mai multe ori nu am avut probleme și mai mult parte din ei au accesat materialele noastre și chiar dacă medicul școlar nu poate ajunge sau asistenta în toate clasele, s-au pus la dispoziție materialele ca în ziua respectivă, să spunem Ziua Mondială a Sănătății, dacă medicul reușește să ajungă la 2, 3, 4 clase, informația să fie diseminată și la nivelul celorlalți copii. Li se dau copiilor și informații, nu știu, materiale, habar n-am, informative? Programul acesta fiind pilot, nu am avut niciun fel de sponsor pentru că nu am avut timp, însă ce le punem la dispoziție sunt materiale de la parteneri, pentru că avem și câțiva parteneri ONG-uri care ne-au pus la dispoziție materiale informative pe suport scris. Materialele noastre informative sunt de cele mai multe ori suport electronic, adică sunt prezentări PowerPoint, iar la final, cei mai mulți dintre noi, cu ajutorul unităților școlare, am tipărit diplome de participare la acest proiect, ca cel puțin pentru copiii mai mici să fie așa un rezultat al activității respective. Cumva. Da. Există și feedback-uri sau aveți până acum feedback-uri în urma acestor vizite, doamne, nu știu, mă gândesc poate de la diriginți care după aia au stat și au vorbit cu copiii și le-au luat pulsul, cum vi s-a părut, ce ați reținut? Avem un feedback imediat, vă spun că și eu am participat la câteva activități pe care îl primești de la copii atunci, în condițiile în care îți propui la sfârșit să recapitulezi noțiunile pe care le-ai implementat și vezi că ele au fost implementate cu succes. Feedback-ul acela al faptului că copiii își doresc să știe mai mult și pe lângă ceea ce le transmiți, ei îți pun întrebări de multe ori neașteptate. Iar apoi este feedback-ul pe care îl vom avea mai târziu. În funcție de asta, vedem cum vor fi primite și viitoarele activități sau dacă profesorii sau învățătorii vor fi interesați. Mai există și un alt tip de feedback, cel puțin pentru ei, creșterea adresabilității către cabinetele noastre, în condițiile în care, dacă sunt lucruri mai sensibile pe care vor să le afle, se pot prezenta la cabinetele medicilor care le au în școli, la doamnele asistente și, în al treilea rând, către cabinetele stomatologice. Avem feedback-ul în care, în urma conștientizărilor problemelor, ei vin, pentru că noi le spunem, aveți posibilitatea să veniți gratuit la cabinetul din incinta unității școlare X, în cazul meu la liceul Ovidius, și vedem care a fost feedback-ul acesta și prin prezentările lor mai apoi la cabinet pentru a-și rezolva problemele pe care le-au conștientizat că le au.
Bineînțeles, aici există o procedură prin care el trebuie să-și anunțe părintele și însoțit de părinte să vină mai apoi. S-a observat o creștere și în acest sens? Vin mai mulți copii după astfel de apariții? Vin mai mult către, nu știu, psihologi sau stomatologii școlii să-și expună problemele? Vin mai mulți? Este încă prematur să spunem dacă după acest proiect vin, pentru că proiectul este în derulare. Probabil că vom vedea rezultate abia în anii următori. Însă ce ne propunem acum și ce ne-am propus, vă spuneam că aceste activități s-au mai derulat, este să conștientizăm și printr-o promovare media lucrurile acestea, pe cât putem să conștientizăm prin paginile de Facebook ale primăriei și ale instituției că lucrurile acestea se întâmplă, să creștem interesul mass mediei și opiniei publice ca mai departe și ei să promoveze prin știri lucrurile acestea. Da, și până la urmă copiii să fie ajutați, că în fond aici trebuie să se ajungă copilul din să primească informația. Din păcate, roadele acestor proiecte se observă abia în timp. Niciun program sau proiect de prevenție nu o să vedem rezultatele imediate. Adică învățăm pe copii acum să mănânce sănătos și o să observăm lucrurile acestea imediat. Aici este o muncă continuă și relativ greu măsurabilă. Adică e greu să măsori eu după ce am ținut o lecție câți copii de vor mânca mai puține dulciuri, mai puține chipsuri, da? Dar trebuie să fie o activitate constantă, permanentă, ca în câțiva ani să avem rezultate. Ce ar însemna rezultatele? Scăderea obezității, da, boli ale stomacului și ale tractului gastrointestinal mai puține, da, creșterea activității prin mai multe competiții și vedem că avem un interes pe sport mărit, da. Lucrurile acestea se întâmplă în timp. Sunt printre primii pași pe care îi facem, să spunem așa, coordonat, coerenți pe aceste obiective. Ce-i drept vocea media și vedem în ultima perioadă și tot ceea ce înseamnă rețele de socializare, își spune cuvântul, nu glumă, sunt foarte multe informații care curg în acest mediu, ușor accesibile până la urmă și copiilor și de unde putem extrage ce este mai bine, dar și informațiile corecte pentru noi, că și aici este un mic joc, să-i spunem așa, să nu cădem în acele informații false pe care nu trebuie să le asimilăm. Revenind la ceea ce ați spus, probleme. Dacă ar fi să vorbim despre problemele copiilor, da, din școli, problemele actuale, ce ați observat? Adică cam care sunt ele, problemele majore ale copiilor în această perioadă și care pot fi cumva evitate sau ușor eliminate prin aceste programe pe care le desfășurați? Problemele sunt puțin, sunt puțin diferite și sunt puțin schimbate datorită situației acesteia pandemice în care copiii aproape 2 ani au stat acasă și nu au mai socializat între ei, socializarea a lipsit, stilul de viață sănătos a lipsit în sensul în care au fost privați de activități sportive, cel puțin regulate, fiecare a făcut dacă a putut și cum a putut. Și alimentația a fost și ea una deficitară. De ce? Pentru că cei mai mulți mâncau la calculator, se trezeau la calculator, făceau lecții la calculator și atunci revenirea lor la școală a coincis cu o serie de provocări. Am conștientizat cu toții că este nevoie de mai mult suport psihologic și ne confruntăm cu această frică a părinților de a-și lăsa copiii inclusiv să fie examinați de cadre, de ce frica nu cumva să-i vaccinăm copilul, nu cumva să examinăm copilul, nu cumva să testăm copilul, de ce că în toată această perioadă am trecut dintr-o etapă la alta foarte repede, părinții au acceptat cu greu toate aceste provocări și atunci revenirea la normal, ceea ce înseamnă a examina copiii, a face câteva evaluări de bilanț, așa cum prevede aceste ordine de depistare precoce a obezității și a altor patologii, a fost puțin pusă în planul 2 și acum ușor trebuie să revenim. De ce? Că unul din factorii sau unul din lucrurile pe care medicii școlari și asistentele fac este să identifice aceste probleme. Da, dacă e să ne amintim cu ani în urmă, cel puțin eu mi-amintesc cum eram micuță la școală și veneau efectiv și mă vaccinau acolo, în bancă, adică nu te mai întreba nimeni nimic, vrei să te vaccinezi, nu vrei să te vaccinezi. Din păcate, lucrurile acestea, da, nu mai sunt chiar... Nici o testare nu se mai... Vaccinarea a trecut în grija medicilor de familie, însă cu toții știm că foarte puțin dintre noi mergem la un examen de bilanț cu copilul, cel puțin după ce a trecut de o anumită vârstă și am ajuns cu el la vârsta școlară și perioada vaccinării
vaccinărilor obligatorii se termină, foarte puțin mai mergem doar la un control de rutină, la un control de prevenție. Având în vedere că părinții cu greu își duc la stomatolog, la oftalmolog sau preventiv copilul la medic, ar trebui să ne folosim de aceste instrumente, adică de medicii și asistentele școlare, care au această capacitate de multe ori să identifice diversele patologii înainte, poate, de a ajunge prea grave. Din păcate, vizita la medic în societatea noastră se rezumă doar la o vizită atunci când pe copilul doare ceva, sau are doar febră. Dacă are febră, doar dacă este extrem de răcit, și atunci cred că ar fi benefic ca părinții să conștientizeze importanța medicului școlar, să-i acorde garanția în sensul în care să aibă toată încrederea că prezența lui și activitatea lui acolo este tocmai pentru a identifica lucrurile înainte ca ele să ajungă a fi prea grave. Ce-i drept, această încredere în medici despre care spuneți a fost știrbită, ușor știrbită în ultima perioadă, din păcate. Acum să vedem cum vor evolua lucrurile. Vorbim de o stare de normalitate pe care de-abia așteptam, nu? Ei sunt extrem de necesari, însă sunt destul de puțini. Noi la momentul acesta suntem la jumătate din efectivele de care am avea nevoie. Ușor, ușor încercăm să creștem numărul acestora. Dacă la momentul acesta suntem aproape de a avea un cadru mediu sanitar în fiecare unitate școlară. În ceea ce privește cadrele cu studii superioare, lucrurile stau un pic diferit. Ne străduim să facem lucrurile acestea în așa fel încât părintele să înțeleagă că are un beneficiu și atâta timp cât copilul este la școală, din punct de vedere al sănătății, este în siguranță. Că are acolo un medic sau un asistent, exact, căruia îi se poate adresa și să aibă această liniște. Da, nu este rău să ne îndreptăm atenția și către ea acolo unde simțim că este cazul, sau poate doar pentru un scurt, un mic control, da, nu ar trebui să ne alarmăm. În ceea ce privește, din nou, copiii, bineînțeles, la capitolul sport, ce activități să le sugerăm să facă? Cum să le inducem această dragoste, să le spunem așa, pentru mișcare și pentru sport? Ați pomenit de o perioadă de 2 ani în care ei săraci au stat aproape tot timpul cu un laptop, la o tabletă, la un telefon, și acum nici să îi bați și nu vor să mai iasă afară. Bine, în afară de orele de educație fizică din școli, există... Care și astea se țin sau nu? În mare parte cred că se țin. Nu știu, aș vrea să cred că fiecare copil, chiar dacă nu este la ora de educație fizică, atâta timp cât e la școală, aleargă, se joacă fotbal sau are alte activități, cel puțin măcar în pauze sau după sau înaintea orelor în care măcar aleargă, se joacă și socializează cu copii. Însă, revenind la ce mă întrebați, există câteva programe, inclusiv în România, în care stimulează aceste activități, în sensul în care există un fel de răsplată. Dacă te înscrii la anumite cluburi, poți să primești vouchere, poți să fii într-un fel sau altul stimulat să faci activitate sportivă. Vorbim de aceste programe nu numai pentru copii, ci și pentru adulți, în așa fel încât să înțelegem că sportul este necesar pentru sănătate. Doi, trebuie să creștem infrastructura. Ce înseamnă să creștem infrastructura? Să avem alternativă. Adică, în afară de deschiderea școlilor, a curților școlii, pentru că este un proiect acum care este extrem de dezbătut, trebuie să creăm infrastructura necesară. Iar aici trebuie să lucrăm în parteneriat cu autoritățile și să amenajăm în parcuri locuri de făcut sport, să amenajăm pe plajă locuri unde se poate face sport, despre care vorbim, locurile de joacă să aibă amenajate lângă și câteva aparate, să spunem, să faci sport. Să existe piste de biciclete mai multe, să existe piste de alergare și putem continua cu săl de sport, cu un bazin de not, cu tot felul de lucruri care să îți ofere posibilitatea să ai o diversitate, da? Deci despre asta e vorba, de a diversifica, să avem un patinoar, exact, copilul să aibă de unde alege, exact, se plictisește destul de repede. O să vedeți, vă povestesc de fetița mea care a fost la karate, a fost la not, a fost la basket, a fost la tenis. Și nu mai vrea aia, nu mai vrea, exact, aia, pentru că vrea... Important e să facă mișcare, sub ce formă. Important e să îți găsești ceea ce te pasionează și să mergi mai departe, să ai infrastructura. Dacă îți place, una este să faci sport de divertisment, sport pentru sănătate, sport de performanță. Dar să ai infrastructura necesară și să ai de unde alege.
Iar apoi ajungem mai departe în condițiile în care cluburile să fie performante și să poată să vină să recruteze pentru sport de performanță în școli, așa cum se făcea odată. Am observat că inspectoratul lucrează la acest deziderat, în sensul în care anul acesta au fost o serie de olimpiade sportive interșcolare și că se pune accent pe competiția între unitățile școlare, măcar la un anumit nivel. Însă cred că nu este de ajuns, se poate face mai mult. Cu siguranță, întotdeauna se poate face mai mult, cu atât mai mult cu cât vorbim despre copii și despre sănătate, în principiu, căci despre asta este vorba. Sportul înseamnă sănătate, exact. Și el trebuie practicat sub toate formele în care este posibil și atâta timp cât putem, cât ne permite timpul, minimul, nu, cum se spune, jumătate de oră pe zi. Dacă ar fi să vorbim despre alimentație, căci și ea cumva întregește acest pachet despre care vorbim noi, tot ceea ce înseamnă viață sănătoasă, ok, facem mișcare, facem sport, dar trebuie să avem grijă și ce mâncăm. Cum le insuflăm treaba asta celor mici, care de multe ori sunt tentați să mai scape la o bombonică, la o ciocolățică? Este extrem de greu, pentru că e o adevărată, este o adevărată aventură să încerci să explici unui copil de ce nu ar trebui să mănânce fast food sau de ce este mai bună o salată. Da, de ce e mai bună o salată decât alt tip de alimentație. Personal gândesc așa, alimentația trebuie să fie echilibrată. Nu poți interzice copilului anumite tipuri de alimente, el trebuie să știe ce înseamnă și mâncarea gătită acasă, și mâncarea de la restaurant, și mâncarea de la cantină, și fast food, însă cu moderație și cu echilibru, în așa fel încât să nu fie niciuna dintre extreme. Apropo de lucrul acesta, medicul școlar asta face, are inclusiv un examen de bilanț în care, cred că vă amintiți, copilașii până la o anumită vârstă mergeam la doctor și trebuiau să se încadreze într-o anumită curbă a creșterii. Lucrurile acestea se continuă și la vârsta școlară, în care copilul trebuie să încadreze într-o anumită greutate și înălțime și dacă sunt probleme, medicul școlar trebuie să anunțe părintele că copilul este dezechilibrat sau este în urmă sau este prea slab sau prea gras. Deci este un examen de rutină care se face, încadrarea acestuia în aceste curbe de creștere. Cred că este important pentru noi toți, pentru că, sincer, v-am spus, fiecare după o anumită vârstă mai rar merge la medicul de familie și îl interesează dacă nivelul lui de creștere este bine, cât a crescut, câte kilograme are, coroborat atunci și cu ce mănâncă, dacă a mâncat, ce mănâncă în general, care sunt alimentele preferate, dacă sunt alimentele lui preferate sănătoase. Acestea mai departe le putem dezvolta prin o educație sănătoasă, plecând de la ce îți place să mănânci, de ce îți place și cum îți aduci gustul. Pentru că sunt foarte mulți copii care refuză anumite alimente din diverse motive și atunci provocarea este tocmai să-l înveți pe copil de ce trebuie să mănânce sau măcar hai să gustăm sau hai să vedem de ce sunt bune alimentele verzi, de ce ne fac sănătoși. Doar că lucrurile acestea trebuie să le începem de la grădiniță, pentru că educația alimentară începe odată cu nașterea și cu diversificarea și abia apoi trebuie să conștientizăm singuri, adică singuri să știm, mănânc acest lucru pentru că e sănătos, chiar dacă nu este atât de gustos, chiar dacă nu-mi satisface, da, la fel de bine aceste cerințe pe care, nevoi pe care fiecare le avem. Da, cred că marea provocare vine până și de aici la a gusta. Deci de multe ori auzim, nu mi-i place, dar ai gustat? Nu! Nu! Exact. De asta vă zic, vă spuneam înainte, provocarea este mai greu să realizezi toate obiectivele la școală, cât fiecare în familie ar trebui să conștientizeze și să fie atent, pentru că în graba noastră, în fuga, în agitația, preferăm să-i trimitem copilului o pizza sau să-l lăsăm să-și comande. Vă zic că e o greșeală pe care o facem cu toții, da? Corect. Hai astăzi o pizza, hai mâine la McDonald's, hai că mi-e greu, sunt prea obosită să mai gătesc astăzi, hai să văd ce pot să fac repede, câțiva cartofi care sunt semi-preparați, câteva șnițele iar semi-preparate, e adevărat, este la îndemână, însă pe termen lung s-ar putea să fie în detrimentul copiilor noștri. Suntem pe final de emisiune și v-aș mai adresa o întrebare. Ne apropiem de marea vacanță, da, vacanța de vară pe care copiii o așteaptă cu atâta nerăbdare. Care ar trebui să ne fie comportamentul potrivit, să spunem așa, într-o vacanță de vară?
ce, să fie continuitate, mă refer, a anului școlar, ce obiceiuri să ne menținem și în această vacanță de vară, astfel încât atunci când reîncepem școala în septembrie, da, să copilul să se adapteze ușor. Nu se va adapta mai ușor din start, vă contrazic, pentru că perioada de vacanță înseamnă o perioadă de relaxare și de rupere aproape 100% a copilului, cum de altfel facem și noi în concediu. Cum îmi place mie să zic, după o vacanță mai merge o vacanță, nu? Exact, nu. E greu să... Acum, cum ar fi, noi plecăm în concediu, dar suntem conectați la laptop și la problemele de serviciu. Deci, așa cum și noi avem aceste vacanțe ca să ne deconectăm de tot ce înseamnă servici și probleme de lucru, copilul este în același mod, modul vacanță în care își dorește să se rupă cu totul. Însă, activitățile privind viața și alimentația sănătoasă pot fi îmbinate frumos cu vacanța, în sensul în care noi suntem aici la mare, lecții de not, plajă, mișcare pe plajă, activități de volei, sport pe plajă, adaptate, not, îmbinate cu alimentație mai sănătoasă, cu fructe și legume de vară. Lucrurile se pot îmbina, la fel și în călătorii. Putem încerca alimente specifice locului în care ne plimbăm, drumeții cu bicicleta. Deci sport se poate face în orice anotimp, că suntem în vacanță sau că suntem în activitate. A reveni înapoi în activitate, bineînțeles că presupune un efort și fizic și intelectual de la copii la adulți, însă important este de mici copiii să fie învățați că mișcarea e benefică și provocarea, cred, a noastră a tuturor este cum îi ținem cât mai departe pe copii, pe cât putem, de gadgeturi, de calculator, de telefon. Din păcate, e o adevărată provocare a părintelui din ziua de azi. Cu siguranță și aici cred că ați pus punctul pe ei. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru sfaturi. Mă bucur. Spor la treabă în continuare și cât mai multe lucruri bune pentru ai noștri copii în școli, căci au nevoie de această educație. Bineînțeles că ea trebuie să continue și acasă, să-i supraveghem și să fim alături de ei. Atât a fost, dragii mei, și pentru această seară. Voi în continuare urmăriți știrile Doto TV, iar noi ne vedem, bineînțeles, și mâine cu o nouă ediție de Lifestyle. Până atunci să eu vă pup și nu uitați să zâmbiți.